partea de comerț offline în 2020 a scăzut foarte mult, dar am recuperat foarte mult pe partea de comerț online. Discutăm cu invitatul de astăzi, care este Seller eMag, despre experiența negustoriei pe platforma eMag Marketplace. Bine ai venit, Sorin Pahonțu! Bună ziua, bine v-am găsit! Sorin, spune-mi ce vindeți voi în general? Compania noastră, Biogenetics Distribution, înființată undeva în anul 2015, are o gamă, să zic așa, variată de produse. În general sunt produse pentru dispozitive de mers, da? Cum ar fi fotolii rulante, cadre de mers, bastoane, cârje, dar și orteze, suporturi ortopedice, produse pentru îngrijire la domiciliu, saltele antiescare, paturi medicale. Avem și o gamă de creme și soluții pentru înfrumusețare, creme și plasturi în tratamentul cicatricilor. E așadar un fel de negustorie cu niște produse mai puțin obișnuite. Oamenii au nevoie de ele de regulă după o traumă, după o intervenție chirurgicală. În general au nevoie pentru recuperare. Cum merge? Am început, să zic așa, cu pași mici, dar ușor, ușor, cu răbdare, a început să meargă din ce în ce mai bine. Persoanele au nevoie de, practic, de aceste produse, da? Ne focusăm acum persoanele cu probleme locomotorii, eu știu, vârstnici care au avut, care, mă rog, au nevoie de așa ceva, persoane care au suferit unele traume sau accidente și trebuie să recupereze, persoane care au deficiențe locomotorii, dar și persoane care țin la tenul lor și vor să arate mai bine, persoane care vor să-și trateze cicatricile. Când ați început, pe ce canale de vânzare ați ieșit înainte? Mai întâi, presupun că ați început cu canalele tradiționale, nu? Un magazin de prezentare, așadar offline. Da, la început, într-adevăr, am început offline. După care, la scurt timp, am lansat site-ul propriu, farmonline.ro, unde am încercat să ne expunem și gama de produse online, să testăm cumva și piața online, să vedem ce impact va avea. Cum a mers? La început, evident, a fost greu, după cum vă spuneam, pași foarte micuți, puține comenzi, bine, într-adevăr, atunci, la momentul respectiv, și gama de produse era mai mică, nu era așa de variată cum e acum, dar ușor, cu răbdare, cu perseverență, am reușit să creștem ușor, ușor și am reușit să îmbogățim și gama de produse. Când ați ajuns la concluzia că propriul magazin online nu e suficient și aveți nevoie de un marketplace, deci v-ați îndreptat spre eMag Marketplace? Păi, cred că aproximativ 2 luni sau 2 luni, 3 luni după ce am pornit afacerea și am deschis și canalul online, am văzut, să zic așa, oportunitatea eMag Marketplace, am studiat un pic problema și am zis să încercăm și canalul ăsta de promovare, întrucât mi s-a părut un canal bun. Un canal care îți oferă un număr foarte mare de clienți și o vizibilitate foarte bună în piață. Și în termen de comenzi, că spuneai puțin mai devreme, am început ușurel, cu comenzi puține. În termen de comenzi, ce s-a schimbat? Păi, cred că atunci, pe moment, undeva
în scurt timp s-au dublat, după aia s-au triplat și din ce în ce, adică să vă faceți o idee, am început de la, pe canalul nostru undeva aveam, cred că, 5-6 comenzi pe zi. Pe EMAG, în momentul de față, putem să avem și 100-100 și de comenzi într-o zi, într-o singură zi. Înțeleg că folosiți eMAG Ads și aș vrea să-mi povestești un pic cum vă folosiți de el, ce înseamnă serviciul acesta de promovare și ce vă aduce practic. EMAG Ads, practic, e un instrument de marketing pe care l-a dezvoltat EMAG Marketplace pentru a reuși cumva să-ți crești afacerea online. Obiectul acestui tool e practic publicitatea produselor tale, astfel încât ele să fie mult mai vizibile pentru eventualii clienți. Să fie mai vizibile pe Pe marketplace. site-ul EMAG, pe site-ul EMAG, da. Și cum le facem mai vizibile? Există în EMAG pentru fiecare produs, o bandă în care sunt promovate produsele tale, funcție de ce buget ești dispus să aloci pentru ele. Alegeți voi. Practic, e bine să promovezi cele mai bune oferte pentru a-ți atrage cât mai multe accesări și Alegeți voi eventual. produsele pe care le introduceți în acest Da, în modul de general, promovare. adică, da, produsele le alegem noi, da, pe baza vizibilității și pe baza unui istoric, da, funcție de câte vânzări au fost pe ele, câte vizualizări au și putem după aceea să mergem mai departe pentru promovare pe în intermediul EMAG Ads. Spuneai că modulul acesta se folosește în funcție și de buget. Poți să-mi spui voi ce bugete alocați pentru EMAG Ads? Depinde acum. Au fost luni când folosit bugete mai mari, luni când au folosit bugete mai mici, e funcție și de cum au mers cumva vânzările în perioada respectivă. Folosiți și serviciul Genius. Cum vă ajută și de ce v-ați dus către el? Întrebarea vine din faptul că mă gândesc că unele dintre produsele voastre sunt puțin atipice ca dimensiuni. Adică nu-i tot una să trimiți la box un telefon mobil sau o husă de telefon mobil, în general un obiect de mici dimensiuni, cu obiecte de mai mari dimensiuni, cum aveți voi când e vorba de dispozitive medicale. Da, într-adevăr, serviciul acesta Genius EMAG EasyBox e un serviciu destul de nou introdus de EMAG și am ales să facem și noi parte din acest program. Clientul beneficiază de o livrare gratuită, deci practic are transport gratuit la EasyBox, returul la fel, livrarea e mai rapidă, nu este condiționat de curier. Cum referitor la ce a spus dumneavoastră, într-adevăr, avem produse care sunt atipice pentru livrarea în EasyBox, dar avem de asemenea și foarte multe produse, orteze, creme, după cum vă spuneam, care se pot livra cu succes în EasyBox. Dacă sunt un antreprenor, cum ai fost tu acum câțiva ani de zile, când te-ai gândit să îți extinzi vânzările pe un canal diferit de cel pe care îl aveai deja, ce sfaturi mi-ai da? Cum ar trebui să procedezi? Păi, în primul rând, cred că trebuie foarte multă răbdare, pentru că un business, o afacere se dezvoltă în timp, e nevoie de timp ca să fii cunoscut în piață și trebuie să fii mereu atent la schimbările care au loc. Trebuie să fii întotdeauna perseverent, da?
pentru că vor exista multe perioade dificile pe care trebuie să le depășești. Trebuie să-ți asumi de ce nu și riscul de eșec. Trebuie să fii deschis către sfaturi, să afli cât mai multe informații care te pot ajuta să te propulsezi, să nu renunți niciodată dacă ai o idee și vrei să mergi până la capăt în a-ți dezvolta afacerea. Cât de des modificați voi lista de produse pe care o expuneți pe marketplace-ul EMAG? Nu am modificat foarte des lista. Eu știu, la câteva luni mai introducem unele produse, mai scoatem alte produse care, mă rog, care am observat că au vânzări mai slăbuțe. Cele cu vânzări mai slăbuțe încercăm să le vindem pe offline, da? Avem și contracte cu farmacii, cu magazinele tehnico-medicală, unde clienții sunt diferiți cumva, da? Și caută și genul acesta de produse. Cumva, dacă observăm că un produs nu are vânzarea care ar trebui, deci nu e ok, atunci ușor-ușor îl retragem și îl schimbăm practic cu altceva mult mai performant. Sorin, 2020 a fost un an complicat. Se pare însă, tocmai am participat la prezentarea unui studiu despre e-commerce, se pare că e-commerce-ul a fost vedeta, a câștigat. Vouă cum v-a mers în 2020? Da, într-adevăr, 2020 a fost un an greu datorită pandemiei. Dar se pare că comerțul online a avut parte de o creștere semnificativă în perioada aceasta. Pentru camerele voastre de produse ați simțit această creștere? Da. Deci, într-adevăr, partea de comerț offline în 2020 a scăzut foarte mult, dar am recuperat foarte mult pe partea de comerț online. Adică chiar piața a avut o creștere, cel puțin pentru noi, cred că aproape triplă pe partea de online. Cum vezi anul acesta și, nu știu, următorii, să zicem, 2 ani de zile, ai de gând să investești mai mult în zona de comerț online, în canalul de vânzare de tip marketplace? Categoric da. Vrem să modernizăm cumva sistemul informatic și de gestiune și să investim mai mult în partea de online, pentru că, după părerea mea, ăsta cred că va fi viitorul comerțului. Dacă ar fi să faci o comparație în cifre, cât reprezintă acum ceea ce vine din marketplace și cât reprezintă canalele proprii și la ce te aștepți pentru anul acesta? Din marketplace cred că undeva la 50-60% și diferența canale proprii și offline. Anul acesta, ce să zic, acum depinde cum vor evolua și lucrurile legate de pandemie. Partea de offline s-a mai reabilitat, e un pic mai bine față de anul trecut. Dar eu cred că în continuare piața online o să crească și o să crească destul de mult. Ca atare, cumva, fie procentele astea vor rămâne la fel, fie partea de online o să mai crească.